mergem în clasă. Vine nou director. Auzi, și ce dacă vine ești proastă? Am avut 4 directori în trecut, ce faci asta? Da, dar ce că nu-i la fel. Cum adică nu la fel? Are dreptate. Spune că e dur. Vorbeau și profesorii că le-e frică de ce urmează. Eu zic, mă, dar cine vine un Chuck Norris? Chuck Norris. Da. Am cunoscut o fetiță foarte cu minte. Încotro? Noi am... Deci voiam să... Cu cuvintele tale. Noi am ieșit să udăm buretele. Hai, nu mai spune. Toți trei. Păi suntem de serviciu pe clasă. Și l-o dat în grup. Da, buretele. Unde e buretele? Ce oră aveți? Istorie. Istoria geografiei, o materie nouă. Asta ta e. Ne vrem să chiulim. Ce-i de gând să facem privința asta? Chiar... Nici nu știu ce-aș putea să fac. Racatacu, racatacu, a vino la domnul, racatacu, să ne simțim mai bine. Racatacu, racatacu, e da, crezi băciolike, loca, 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 am crezi băciolike, loca, 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 ca loca. Tranquila, mișcă-te așa, mie îmi place de tranquila, liniștită, adică și... Măi copii, măi dragă! Domnișoară, deranjez? Vă rog, poftiți. Bună ziua. Bună ziua. Loca, loca, loca. De crezi, băciolică. Ce clasă e aici? A 12-a. A 12-a. Ce? Ridică-te în picioare. Hă? Ridică-te în picioare. Ciolinche. Ce clasă e aici? A 12-a G. Loca, loca, loca. Trrr, ța, ța, ța. Nața, ar trebui să te impui. Așa este, să trăiți. Cred că am uitat să mă prezint. Vișinescu, nou director. Petculescu, profesor de istorie, onorat sunt. Din câte se vede, Bacul se apropie și voi v-ați lăsat pe tânjeală. Nu e adevărat. Cum te numești? Tânjeală Ionuț. Nimeni nu s-a lăsat pe mine. E un caz social, n-are sens să... Începând de azi, tu vei fi nou șef al clasei. Dar eu nu... Începând de azi, tu vei fi nou șef al clasei. Dar eu... Nu sunt obișnuit să repet. Ai înțeles în cursul tău, Mati? Nu, da. Da, domnule director. Parcă eram șeful clasei, acum sunt domnul director. Nu tu, imbecilule, eu. Începând de azi, lucrurile se vor schimba un pic pe aici. Prima decizie pe care o iau, o să devin dirigintele acestei clase. Ce să vă fac? Prost mi-ați devenit dragi. Începând de azi, eu sunt tatăl vostru, eu sunt mama voastră, eu sunt jurul și împrejurul vostru, eu sunt Dumnezeu vostru.
A venit momentul pentru elevul nou. Elevul nou intră în clasă cu 5 minute înainte să se sone. Elevul nou îmbracă uniformă, nu hainele de acasă, domnișoară. Elevul nou nu petrece 5 ore în fiecare săptămână la coafor. Elevul nou e noi înșelăr. Ai bândevăli de sân, ai dândravăli de noi, ai înșelăr vănițe, nișel. Mănâncă-l. Îi urăm poftă bună colegului nostru. Alta liber. Hai că am început să ne înțelegem. Ce clasă e aici? A 12-a G. Loca, loca, loca. Stai, mă? Da. Nu mai ești mecher acum, directorul. Băi, ce faci, mă? De ce te-ai luat de băiatul ăsta? Îl mai ții minte, da? Vrei să te calc în picioare acum? Băga mea și gura ta. Aș prefera să nu. Așa ai prefera, ha? Bă, cum dracu să facem, mă? Că pleacă omul 2 ani în Italia, când mă întorc numai cocoși peste tot. Numai cocoși sunteți toți, mă, mânca voi și gura voastră. Aș vrea să merg spre casă. Așa e vrea, a? Ia, ia uite. A? A? Merg spre casă. Gura mătii să sucă, m-ai făcut să înjur în sfânta zi de marți. Mă ierte Dumnezeu bun. Mai sunt 5. Ce 5? Secunde până plecăm. Unde plecăm? La pădure. Ce să facem la pădure? Aceasta este noua uniformă a liceului nostru. M-ați chemat? Da. O materie care merită aprofundată. O să am nevoie să-mi curățați terenul de sport. Avem tot timpul. Întrerupem acest program pentru o știre de ultimă oră. Un tânăr bucureștean în vârstă de 26 de ani a fost găsit de către un echipaj al poliției rurale în pădurea Băneasa, complet dezbrăcat și cu numeroase urme și leziuni. Tânărul repeta în mod obsesiv, citez, sunt fetița ta, sunt fetița ta. Am încheiat citatul. Vom reveni cu amănunte.